Ministrul Cătălin Predoiu trebuie să demisioneze urgent din funcția de ministru al justiției, pentru că recent s-a dat de gol într-un interviu pe care l-a avut zilele trecute, arătând lumii întregi că are cunoștință despre soluția care urmează să fie dată într-un dosar penal. Doamna Osu, care nu-și mai încheie mandatul și l-a încheiat prin demisie atunci când soțul domniei sale a fost condamnat penal. Și ulterior achitat. Este inadmisibil un asemenea lucru. Nu avea de unde să știe pe căi legale ministrul despre soluția care ar urma să fie dată. Ne întrebăm cu toții cine i-a dat asemenea asigurări și evident că într-un stat democratic un astfel de derapaj ar trebui sancționat, ar fi sancționat în mod instantaneu cu revocarea unui astfel de ministru. Domnule Predoiu, plecați din funcția aceasta pentru că nu-i faceți cinste.